Vreau să vă zic o poezie care am făcut-o la câmp, în cap. Poate o mai dezvolt. Erau niște versuri diamantine, așa, dar răsfirate. Să vedem dacă pot să găsesc o formă. Deci ar fi, în principiu, filosofia naturii. Poți să stai pe dig. Mai întâi ca motto vreau să vă arăt această carte. Am găsit-o în sfârșit. Cartea aceasta este Lenau, în anii 60, cred. Sigur, anii 60. Anii 60. Acolo ai filcălit-o când erai copil mic. Alea de tine s-au făcut. Da. Liniile era. E din 1957, editura Tineretului. Da. Ce este Lenau? Ce vreau să vă spun? Poeziile astea românești din ediția asta sunt mai frumoase ca în original. Poate o să vă citez, dar vă recomand să vă cumpărați. Vă recomand să cumpărați. E ieftin. E superb. E bine, poezia mea, filosofia naturii, dar mai trebuie să vă cânt ceva. Când plecam, am cântat. Eli, baby, nizi, mai. Scuzați. Să vă spun poezia. Mă puțin. Țara Hațegului este un ban, un jur de gâlme, galme, mame, mume, gulme, ghelme, gilme, ghilme, gulme, gulme. Mă dezbrac până la brâu, sub cerul, soare. Plâns, plâns, plâns. Parc. Cu coastele de câine alb privesc pe cer, din mormântul dig și văd avioanele cum trec cu burta albă. Între ceruri. Fluture, cafeniu, îmi desenează niște aripi și fuge spre oraș. Munte peste râu încoace fumuri. Cânt încotoșmănat în armură. Tu, care este chipul tău, conjurat de aurul nărilor. Tic cer. Cicant. Îmi pornește circuitele. Cad în duh spre casă. Mor, fug printre câini, vii și morți. Sul de pe dig al ierbii de Sudan îmi răsfiră miriștea sufletului, a minții din ochi. Mă învăluie între fără soarelui și alături. Frică să privesc cerul. Oameni. Frică să privesc cerul. Acesta este compot. De ori de pere, ori de gutui. Vreau să vă arăt această carte frumoasă. Care am luat-o cu mine pe câmp.
mai puțin. Uitați aici. Să năstur.